Salut, prieteni! Întrebare grea. De ce nu funcționează dietele? Sunt atâția care au mai răspuns la întrebarea asta. Ce pot să vă spun vis-a-vis de lucrul ăsta? Depinde ce vreau. Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să văd unde mă aflu. Să văd, îmi place cum sunt. Mă simt bine. Cred că viața pe care o duc este cea pe care mi-o doresc. Dacă da, atunci puteți să închideți acest video. N-aveți ce să găsiți nou aici. În schimb, dacă ceva nu îmi place în viața mea, va trebui să vedem ce putem schimba. Fiindcă nu pot să merg pe aceleași lucruri, aceleași obiceiuri și să mă simt altfel decât m-am simțit până acum. De ce nu funcționează dietele? Păi, uitați, o să vă spun de ce. Atâta timp cât eu îmi impun niște frustrări, nu o să mă simt bine. Schimbarea modului de viață înseamnă înțelegerea faptului că noile obiceiuri îmi sunt benefice. Și atunci nu mă simt frustrat. V-am mai spus și în alte videouri, multă lume spune că mă repet, dar mă repet fiindcă unii oameni pun aceeași întrebare de mai multe ori sub diferite forme, sperând că vor găsi un răspuns care să le convină. Păi, dietele, indiferent pe care vreți să o luăm în momentul de față, au o problemă. Nu știu nimic despre noi. În primul rând, trebuie să mă cunosc foarte bine, să-mi cunosc obiceiurile, să-mi cunosc programul, să vedem ce anume aș putea schimba prima dată. Fiindcă schimbările nu trebuie să fie mari, nu trebuie să fie totale. Dacă fac lucrul ăsta, vă spun că în foarte scurt timp veți găsi tot atât de multe motive ca să renunțați, pe cât ați găsit motive ca să vă apucați. Nu mai credeți în iluzii. Văd atâția așa ziși nutriționiști, medici și tot felul de mari specialiști care vin și vă vând gogoși. Nu există om care să poată să mănânce doar grăsimi, să poată să mănânce doar fructe, doar legume. Nu, da, pot face o împărțire în, eu știu, produse de origine vegetală, produse de origine animală, ok, dar să știți că nu oricine poate trece de la o dietă omnivoră la o dietă vegană, nici nu vă sfătuiesc, fiindcă marea majoritate, în primul rând, nu știți să gătiți vegan. Nu asta este cheia. Cheia este ca, în primul rând, să renunț la obiceiurile care mă trag în jos, și anume, trebuie, din punctul meu de vedere, eu aș începe în primul rând cu programul de odihnă. Trebuie să învăț să
să mă trezesc dimineața, nu pe la 11, 12, 1 pe la prânz, ci să mă trezesc dimineața. Deci 5 jumătate, 6, 6 jumătate cel târziu. În funcție de cum aveți programul. După ce ați făcut exercițiul ăsta și v-ați învățat corpul să se trezească dimineața, și o perioadă de timp țineți lucrul ăsta, apoi trebuie să vedeți ce facem cu partea de hidratare. Nu am cum să mi aduc corpul în stare de armonie fără să-i dau un vehicul pentru toxine. Primul lucru pe care îl face corpul în momentul în care se curăță este să vrea să scoată toxinele afară. Dacă nu o să-i dau lichide, nu o să se poată. Vă repet, sunt unii teoreticieni, fiindcă ei n-au dus în viața lor o viață sănătoasă și nu știu cum e, care spun, a, nu, că nu trebuie apă, bea apă când ți-e sete. Să știți că este posibil să nu fie sete niciodată. Un om cu un corp dereglat nu va primi semnale corecte din partea lui, fiindcă corpul este bolnav. El nu poate să dea niște semnale corecte. Dacă mie îmi vine setea odată la 3 zile, asta nu înseamnă că eu odată la 3 zile trebuie să beau apă. Eu am nevoie de apă în foarte multe procese din corp. Apoi aș începe să fac un lucru, să mă trezesc dimineața și să încep să merg. Să-mi fac un program, să încep de la jumătate de oră de mers pe jos. Pur și simplu mers. Nu există motiv pentru care să nu ies. Și încercați să faceți lucrul ăsta măcar de 3 ori pe săptămână. În felul ăsta veți reuși încet, încet să educați corpul. Abia după asta puteți umbla la capitolul alimentație. Nu încercați să faceți diete dintre astea disociate. Sfatul meu este următorul. Faceți lucruri pe care le faceți în mod normal, dar căutați să fiți cumpătați. Și anume, schimbați-vă în primul rând vesela. Mâncați cu linguri mai mici, mâncați în vase mai mici și scoateți din alimentație otrăvurile. Nu trebuie să vă spun eu care sunt, le știți și voi. Evitați să cumpărați mâncare din hipermarketuri, să mâncați la restaurant, să comandați mâncare. Toți cei care vând în hipermarketuri, în restaurante, în fast food-uri nu vor decât să-și vândă marfa, ei normal vor face tot ce este posibil ca să-și vândă marfa, dar voi dacă vreți într-adevăr să fiți sănătoși, trebuie să încercați să vă găsiți timp și să vă faceți voi mâncarea. Nu există altă soluție. Toată lumea îmi zice, a, nu, asta la mine nu funcționează. Nu funcționează, pa și la revedere. Caută în altă parte. Astea sunt lucrurile care funcționează. Vis-a-vis de mișcare, la fel, mișcarea se ia în etape, etape, pași mici, pași mici. Mintea noastră întotdeauna va găsi motive ca să nu facă o anumită schimbare. Și vă veți agăța de toate cele videouri în care vi se spune că
nu este bine să vă hidratați, că nu este bine să faceți mișcare, că sportul n-a făcut pe nimeni sănătos. Să facem deosebirea între sportul de performanță și sportul pentru sănătate. Da? Nimeni nu vă cere să faceți sport de performanță, dar mișcare trebuie să faceți. Corpul uman este construit pentru așa ceva. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem, dar vă repet, toți cei care spun nu fac acum că nu am timp, nu. Eu, da, am de ales între multe forme de mișcare, practic mai multe sporturi, îmi aleg de fiecare dată în funcție de programul pe care îl am, în funcție de anotimp, în funcție de ce pot să fac și în felul ăsta tot timpul fac mișcare. Da, respect și pauzele, fiindcă asta trebuie să înțelegeți, o zi pe săptămână trebuie să aveți pauză, să lăsați organismul să se refacă și încercați să mâncați diversificat. Nu mâncați aceleași mâncăruri. Dacă o să începeți să gătiți, o să vedeți că sunt mii de rețete. Sunt alimente pe care voi nici nu știți că există. Foarte mulți spun, a, tu ești vegan, tu ce mănânci? Păi nu, dar dacă nu mănânci carne, ce mănânci? Că n-ai ce mânca. Dacă o să vă uitați, sunt câteva animale care se mănâncă. Acum mai nou, dacă bagă ăștia carne sintetică, nu o să mai fie nici mâncare de origine animală, o să fie mâncare sintetică, mâncare de laborator. Pe când plante sunt o mulțime pe care nici măcar n-ați auzit de ele. Sunt o mulțime de combinații. Dar este muncă. Vrem să ne schimbăm viața? Trebuie să facem niște eforturi. Repet, să știți că aceste videouri nu se adresează celor care așteaptă pensia ca să se apuce de sport, nici celor care se simt mai bine la o terasă. Am îndurerea, vă spun succes, poftă bună, dar nu vă plângeți. Să aveți o zi bună, la revedere!